Astăzi am ajuns în orașul Boldești-Căieni. Aici vom sta de vorbă cu locuitorii despre ce așteptări au de la alegerile locale care se apropie și cum ar dori să arate viitorul primar. Ce calități ar trebui să aibă primarul ideal al orașului? Să fie gospodar. În primul rând? În primul rând să fie gospodar. Și ce alte calități? Să fie cinstit. Și cam atât. Să fie aproape de cetățenii orașului, din orașului nostru, să sprijine persoanele nevoiașe sau toate persoanele care vin la dumnealui să le primească în audiență cu drag. Știu, să facă ceva pentru localnici, oraș, nu? Ce ar trebui rezolvat după alegeri? Ce lipsește? Oh, multe, serios, în primul rând curățenia. Bănuiesc că au persoane care iau ajutorul social, ar putea să-i scoată să facă curățenie pe stradă. E o mizerie cumplită. Candidatul ideal la primăria orașului, greu de spus, greu de spus. Deocamdată... Ce calități ar trebui să aibă el? Primul rând trebuie să fie o persoană modestă, integră, și să aibă caracter. Să-și dea mai mult interesul de familiile oamenilor, de omul care are nevoie și tot așa. Să fie un om vrenic, muncitor, să aibă grijă de oameni, să creeze locuri de muncă. Ce ar trebui rezolvat după alegeri în oraș? Ce lipsește? Lipsește. Lipsește locurile de muncă deocamdată, că n-are cu oamenii mult să lucreze. Eu nu mă băie de mine, eu sunt pensionar, dar... Altceva, alt nu știu, copii... curățenie sau... Curățenie drum... e, nu e. Drumurile sunt cât de cât bune, în rest... Locuri de muncă. Locuri de muncă, asta ne doare pe toți. Sunt Oana Stoica, iar săptămâna viitoare vom ajunge și în alte localități ale județului pentru a afla de la prahoveni care este profilul candidatului ideal la primărie.